Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești. Nu avem de unde să luăm energie ieftină. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm. Asta este realitate. Doar investind în lucruri la noi acasă. Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă. Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică. Iar conectarea la sursele alternative de import întârzie. În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare acestui proces. Curent alternativ.